La mulți ani în România, la mulți ani în români, bun găsit doamnelor și domnilor! Cum am putea altfel astăzi să nu discutăm despre importanța zilei de 1 decembrie? Și cu cine am putea să discutăm mai bine și mai frumos și mai pe înțelesul tuturor decât cu un specialist? Bine ai venit, Ovidiu Roșu! Bine te-am găsit, bine te-am regăsit de fapt și la mulți ani ascultătorilor Radio Reșița. Mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Împărtășim emoția, bucuria unei zile istorice pentru România și pentru români și vrem să știm, Ovidiu, de la tine, ce înseamnă 1 decembrie și de ce m-aș duce mai departe și de ce ne dăm seama de cât de frumoasă și de importantă e România cam o dată pe an cu prilejul acestei zile naționale a noastre, a românilor. Când mă gândesc la 1 decembrie, mă gândesc la România și cred că 1 decembrie este important pentru că România este importantă. Și România este importantă datorită faptului că pentru a lua ființă, ca să apară, a fost nevoie de poate 1000 și ceva de ani, ca să avem o țară. Și în momentul de față sunt popoare care nu au o țară și care luptă pentru asta. Eu cred că noi ar trebui să apreciem faptul că avem o țară, ca și români care trăim pe aceste meleaguri, în acest teritoriu, Carpato-Danubiano-Pontic, spus așa, elevat, da? Este important să apreciem ceea ce avem. Pentru că nu a fost obținut ușor. Voiam să intrăm puțin în subiectul acesta. Demersurile s-au făcut cu mult înainte de 1 decembrie. Oamenii importanți ai vremurilor au luptat și s-au străduit. Știm cu toții, Banatul a intrat un an mai târziu în România Mare. Efectiv, da. La 1 decembrie 1918 s-a proclamat și intrarea Banatului, dar lucrul acesta s-a produs efectiv mai târziu. De 1 decembrie toată lumea fuge la Alba Iulia. De 1 decembrie toată lumea își aduce aminte cât de minunată este România. Oare ce se întâmpla dacă nu existau acei oameni politici de calitate și de excelență ai vremurilor? Ce se întâmpla cu noi ca neam, ca popor? Pentru că e foarte important să înțelegem atunci când înjurăm România, atunci când blamăm tot ce se întâmplă în România. Eu aș merge în timp înapoi mai mult decât în perioada dinainte de 1 decembrie 1918. De ce? Pentru că doar așa putem înțelege cine suntem și de unde venim. Așezarea noastră ca și popor în acest spațiu nu a fost neapărat una care să ne dea, să zic așa, să ne avantajeze de-a lungul timpului. Pentru că am zis să mergem un pic înapoi, să mergem cu 700 de ani, cu 800 de ani înapoi, da? În momentul în care noi aveam încă valuri de popoare migratoare pe teritoriul în care suntem astăzi, în Franța se construiau catedralele. Atât doar vreau ca să vă spun și ție și ascultătorilor vis-a-vis de a putea să punem în balanță unde suntem și de ce suntem aici și de ce nu suntem în altă parte. Ei construiau catedrale și noi încă nu avem texte scrise în limba română care să ne spună foarte, foarte multe despre lucrul acesta. Pe lângă valurile de popoare migratoare și contextul, să zic așa, geopolitic în care spațiul românesc de astăzi și-a desfășurat activitatea, a fost cumva lângă și la intersecția intereselor unor mari popoare. Da? Avem, de exemplu, un imperiu otoman care a crescut și s-a întins în așa fel încât a distrus o Ungarie medievală puternică. Ungaria medievală s-a împărțit în trei părți, n-au mai fost pe nici unde ei. Imperiul otoman. Avem un imperiu țarist, un imperiu rus puternic care a fost lângă noi. Apoi, pe măsură ce a scăzut puterea Imperiului Otoman, avem un imperiu habsburgic care se ridică și nu doar că se ridică, încet, încet preia dintre posesiunile Imperiului Otoman, acestui bolnav al Europei, considerat înainte de 1908 omul bolnav al Europei, așa era considerat Imperiul Otoman. Și astfel, nu doar Banatul, nu doar Transilvania, ci și Oltenia,
inclusiv Oltenia, pentru undeva la 20 de ani, între 1718-19 și 1739 ajunge în Imperiul Habsburgic. Drept dovadă, în Oltenia, în acei 20 de ani, s-a reușit înfăptuirea cadastrului. În vechiul regat, sistemul de proprietate era diferit, bazat pe registre de transcripțiuni și inscripțiuni, pe când în Oltenia, din perioada aceea de 20 de ani habsburgică, ei au cadastru. Vă dau un exemplu așa, doar ca să vedeți ce înseamnă. Și astfel, cumva, noi am clădit încet, încet, ca să ajungem unde suntem astăzi sau să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în 1918. Când a avut loc mai exact împărțirea teritorială, geografică a Europei de Est, atunci când Banatul s-a împărțit, două treimi au rămas în România? După Primul Război Mondial. Lucrul acesta s-a întâmplat după Primul Război Mondial. Atunci a fost o problemă, pentru că Banatul, așa cum îl cunoaștem astăzi și cum ne referim județele Timiș și Caraș-Severin, era mult mai mare, era dublu. O părticică a rămas la Ungaria, o parte însemnată cam aproximativ cât este la România este în Serbia. Și vedeți, istoria ne dovedește că de multe ori, dacă oamenii, importanța ai vremurilor respective nu ar fi acționat, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă astăzi nu am fi fost în România și am fi fost în Serbia. Așa putem să vorbim și despre Basarabia? Și despre Basarabia, sigur că da, sigur că da. Basarabia este o parte care a aparținut Moldovei din timpul lui Ștefan cel Mare, din timpul domnitorilor moldoveni, și a fost luată de către Imperiul Țarist. Imperiul Țarist, pentru că în lume avem parte de o evoluție. Câteodată nici nu o sesizăm sau în alte momente are un ritm extraordinar de rapid. Da? Lumea pe care o cunoaștem astăzi nu ar fi fost la fel dacă, ce n-ar fi fost? Renașterea italiană, dacă n-ar fi fost marile descoperiri geografice, dacă n-ar fi fost Cristofor Columb, dacă n-ar fi fost niște frumoși nebuni care până la urmă au încercat să-și depășească locul pe care l-au avut. Efectiv, chiar de multe ori pierzându-și viața. Cristofor Columb a descoperit America, da? După el au mers portughezii, am avut un imperiu maritim al Portugaliei, apoi un imperiu vast al Spaniei, Spania, bogățiile care au curs din colonii în Spania, apoi au crescut alte națiuni. Avem Marea Britanie, un exemplu de succes. Ei au fost stăpânii mărilor. Deci la un moment dat, poziția pe care a avut-o Marea Britanie înainte de Primul Război Mondial pe mare a fost una incredibilă. Incredibilă. Și cum au construit Commonwealth-ul, dacă e să ne... Păi tocmai de asta, acolo sunt două aspecte. Unul este, să zic așa, militar, partea aceasta de mare putere maritimă, iar celălalt este unul extraordinar, unul industrial. Marea Britanie, Regatul Unit până la secolul 16-17, acolo apar germenii industrializării și apar așa ca, eu știu, motorul cu aburi folosit în industrie. Înainte de Primul Război Mondial, ca să vă dați seama și noastră și ascultătorii, în Marea Britanie doar 9% din populație era implicată în agricultură, pe când în Imperiul Țarist erau 90% implicați în agricultură. Vedeți, de acolo vin germenii, motorul cu aburi, apoi în secolul al XIX-lea locomotiva și liniile ferate care împânzesc Europa. Și de aceea marile puteri ale Europei au rămas Marea Britanie, Germania, Franța. Este o diferență și asta aș scoate în evidență. În ce sens? Noi avem mai multe Europe în același timp, cum ni se întâmplă și astăzi, mai multe Europe în același timp. Da? Care merg în mai multe viteze sau în viteze diferite. Care întotdeauna au avut viteze diferite, pentru că nu poți să compari o zone, de exemplu, cum au fost în vestul și în nordul Europei, astea zone protestante. În zonele protestante, industria a bubuit efectiv, pe când în zonele ortodoxe, Imperiul Țarist, Rusia, țările acestea ortodoxe, oamenii au fost mult mai legați de o anumită ordine, o ordine care venea de la Dumnezeu și pe care nu doreau să o încalce. Pe când acolo oamenii erau mai deschiși și fiind deschiși,
efectiv progresul economic a fost unul extraordinar. N-aș vrea să par răutăcioasă, dar apropo că ne raportăm la anumite dogme și cutume date de Imperiul Țarist, iată, noi avem liber de mai toate sărbătorile religioase mari, ceea ce nu știu dacă întotdeauna este cel mai bun lucru pentru economia României, dacă e să ne gândim că mai tot timpul ne raportăm la lipsa banilor, la povara pe care o au mici întreprinzători, pentru că ei sunt cei care susțin economia României. Hai să rămânem la 1 decembrie, că poate ducem discuția într-o altă direcție și n-am vrea asta. Aș vrea să ne întoarcem la ce ar însemna, ce ar fi fost România dacă din România Mare făcea parte și Banatul, care astăzi este în Serbia. Și vezi, poate că ne spui tu mai multe despre grija pe care totuși statul român o poartă și astăzi românilor de pretutindeni, românilor din fosta România. Banatul celălalt care este în Serbia, eu nu știu dacă aș putea corect din punct de vedere istoric să pot afirma despre el că a fost vreodată o altă Românie, pentru că acel teritoriu nu a fost niciodată în componența României așa cum o știm astăzi. Ăsta este un aspect pe care vreau să-l precizez. Și e foarte important. Da, vreau să-l scot în evidență. Vorbim ca teritoriu. Niciodată nu aparținut din punct de vedere geografic. Nu, pentru că România așa cum o știm astăzi, apare în 1918, în 1919. Înainte de asta, fiecare parte, Moldova întreagă a lui Ștefan cel Mare, Moldova cu Basarabia, ca să ne înțelegem, până în 1812, când este jumătatea Moldovei, trece la Imperiul Țarist, are o evoluție de sine stătătoare. Este o țară. Valahia, fără Dobrogea, este o altă parte. Banatul este o altă parte, Transilvania și celelalte părți. Fiecare au avut o existență, să zic așa, separată. Banatul, Transilvania, Bucovina intră în Imperiul Habsburgic. Deci ele au o anumită, și astăzi se păstrează anumite diferențe față de restul teritoriului. Diferențe românesc. Culturale, diferențe. În primul rând, diferențe economice. Economice. Transilvania și Banatul au mult mai dezvoltate. Mult, dacă se fac niște analize, se pun în balanță. Și zona vechiul regat, Moldova și țara românească, mă refer după mica unire din 1859, dacă se face o comparație între vechiul regat și Banat și Transilvania, aici era ca și suprafață, ca și populație, mult mai mici decât vechiul regat, aproape la fel. Pentru că în Banat, în Transilvania, în timpul Imperiului Habsburgic și apoi Austro-Ungar, a fost o dezvoltare economică de multe ori condusă de stat, venită de sus în jos. A fost un iluminism imperial, cumva lucrurile nu s-au mișcat ca într-o economie liberă de jos în sus, ci de sus în jos. La 1918, la 1 decembrie, Marea Unire a fost făcută și susținută de cele două mari partide existente ale vremurilor, Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc. Da? Prătienii, Iuliu Maniu. Ce s-a întâmplat cu respectul pe care noi cei de astăzi îl purtăm celor care au pus umărul și au construit această Românie cu care unii se mândresc și pe care unii desigur o hulesc? Dacă mă întrebați ce s-a întâmplat după 1918 și după 1990, o parte dintre ei au avut o carieră politică, o carieră, unii au fost în învățământ, fiecare dintre ei au avut, mulți dintre cei care au creat România în 1918, au avut parte de poziții deosebite. După instaurarea regimului comunist, viețile multora dintre ei au fost distruse. Toți cei care vor să vadă ce s-a întâmplat cu ei, le recomand să meargă la memorialul de la Memorialul Durerii, sigur că da. Și vor vedea cum au fost distruși zeci dintre oamenii care au creat România Mare. Care a fost prețul acestei... Vă dau un singur exemplu. Mie îmi place foarte mult această personalitate a noastră. Este vorba de un preot ortodox de ajuns protopop, Coriolan Buracu. Coriolan Buracu, care se trage din zona
pe Prigor, partea aceasta, Mehadia a slujit. Omul a fost perceput ca un dușman al Austro-Ungariei și luat de la altar și întemnițat exact când a pornit primul război mondial. Apoi a ajuns pe front, a servit ca preot militar. Recomand tuturor celor care sunt îndrăgostiți de istoria aceasta a Banatului să citească memoriile lui Coriolan Buracu și să vadă prin ce a trecut, care au fost experiențele, cât de mulți mureau, de ce mureau pe front. Omul acesta și-a luat pe banii lui un aparat de cinematograf și rula în primul război mondial filme. Deci pe lângă activitatea, să zic așa, spirituală, specifică, povestește multe dintre lucrurile prin care a trăit, multe orori pe lângă care a trecut și ce a văzut în primul război mondial. După război ajunge în politică, ajunge senator, ajunge și în al doilea război mondial. El este cel care ajunge președinte al comunității de avere din Caransebeș, pe lângă alte demnități pe care le are. Deci și deputat a fost. Nu vreau ca să vă prelungesc atât de mult istoria acestui om, doar că după instaurarea comunismului îi se taie pensia, este urmărit și ajunge să întoarcă undeva la oi. Deci din deputat în Parlamentul României Mari, că despre asta vorbim, ajunge undeva să fugă pe la oi, să poate să-și salveze viața. Și a avut 9 copii. Nu a reușit să se îmbogățească. Coriolan Buracu nu s-a îmbogățit din politică. Un om care a contribuit la făurirea României Mari, dar ajunge să fie întreținut de către copiii săi, nemai având pensie, nemai având cumva, la asta s-a ajuns. Să distrugi o întreagă generație. Pentru ce? Pentru a forma, a construi o lume nouă cu un om nou, marxist, sorginte marxistă. Sigur, comuniștii au uitat cui se datorează construcția României Mari. Sub nicio formă n-au uitat, au vrut să-i distrugă. Au vrut să-i distrugă, corect. Da. I-au luat pe rând, aproape pe rând i-au luat și efectiv le-au distrus viețile. Și v-aș mai da încă un exemplu. În timpul comunismului este un om care de asemenea a contribuit la făurirea Marii Uniri, este din Cornereva, numele lui este Petru Talpeș și a activat în domeniul juridic. Omul acesta și-a scris și memoriile, au fost publicate după Revoluție, el a scris pentru familia sa, nu pentru a fi publicate. Într-o parte dintre ele povestește despre Cornereva copilăriei lui, cu partea aceasta legată de mitologie, de comori, de toate lucrurile acestea. Și merge în primul război mondial și ajunge înainte de al doilea război mondial prim procuror pe regiunea Timișoara. Deci o funcție foarte înaltă. Era procuror în momentul în care se instaurează comunismul și îi se dictează o sentință, o soluție juridică pe care trebuia să o dea și refuză. Și își pierde tot. Un om care a contribuit la făurirea României Mari, Petru Talpeș. Și Petru Talpeș rămâne fără servici vreme de câțiva ani și apoi ajunge jurist la un IAS, în comunist, deci din prim procuror, ca să vă dați seama, deci o poziție de primă mărime în justiția. De ce au făcut comuniștii ororile? De ce au comis aceste orori împotriva celor care practic au construit România? Comuniștii au optat pentru aceste orori nu doar împotriva celor care au construit România Mare, ci împotriva tuturor care erau împotrivă și pe care ei îi vedeau ca fiind dușmani. În perioada comunistă, de exemplu, începând cu germanii, era după al doilea război mondial, 70.000 de oameni duși în URSS, în Donbas, la mine, au lucrat. Deci este incredibil ce s-a întâmplat. O parte dintre ei au murit acolo. Este, nici măcar nu am cuvinte, cei care au îndoieli vis-a-vis de ororile la care populația germană de pe teritoriul României a fost supusă, să citească memoriile acestor oameni. Sunt cutremurătoare, cum tot cutremurătoare sunt și memoriile celor care au fost deportați în Bărăgan. De asemenea, din Mehedinț, din Caraș-Severin și din Timiș, zeci de mii de persoane au fost deportate într-o noapte. De ce? Doar că erau oameni cu posibilități. Din anumite sate, Dobnecea, Domașnea, luați doar câte o familie, iar din partea cealaltă către Oravița și Moldova Nouă, 20-30 de familii. Aveau posibilități.
Unii dintre ei aveau un cazan cu țuică, alții erau încadrați în această categorie. Și cum li s-a interzis accesul la educație, la studii, nu? Cu precizarea că au origine sănătoase. Nesănătoase. Că aveau aceste posibilități despre care tu vorbești. Epoca comunismului, cei 50 de ani traversați cu greu de români, se pare că nu a fost uitată de unii în totalitate. Alții își aduc aminte cu regret totuși de ce s-a întâmplat atunci. Alții ar mai dori să trăiască în acea perioadă sau în condițiile acelea, nu știu cum de s-a uitat. Ajungem și la momentul Revoluția din decembrie, pentru că iată, în câteva zile sărbătorim, comemorăm, aniversăm, da. Că nici nu știm ce facem. Exact. România este astăzi, din punct de vedere geopolitic, stabilă. Datorită Revoluției. Membră NATO, membră a Uniunii Europene, din toate structurile importante facem și noi parte. Cu toate acestea, românii sunt nefericiți. Politicienii sunt ipocriți tot mai mult. Adică nu avem cum să nu recunoaștem lucrul acesta. E o emisiune în care sunt și români fericiți. Există și români fericiți. Eu, unul, n-aș fi așa de radical cum sunteți dumneavoastră și vă spun și în ce sens. Așa cum v-am spus că la un moment dat era o Europa catolică, o Europa protestantă, o Europa ortodoxă sau o Europa a dezvoltării industriale și o Europa a agriculturii agrară, așa cred că sunt și astăzi în România mai mulți. Până la urmă depinde. Vă dau un exemplu. Cineva în jur de 60 ceva de ani din Caransebeș povestea ce îi spunea mama lui, care are 80. Și maică-sa îi spunea așa, zice: mamă, vă spun exact, repet așa motamo, zice: spune-mi tu mie când am trăit noi mai bine. Asta era întrebarea mamei. Și domnul care are 60 ceva întreabă: de ce mă întreb, mamă? Păi zice: uite, avem ulei, avem zahăr, avem carne. Zice: numai bani și sănătate sunt, că rest sunt de toate. Deci vedeți, dacă luăm din punctul acesta de vedere cei care au trecut prin perioada comunistă, și acum nu mă refer la perioada comunistă, mă refer la primii ani de după, o scriitoare din București, cu nume Alina Pavelescu, publica o fotografie cu o coadă din anul 1991. Unde credeți că era coada? La o librărie. Deci 91 încă erau cozi la librării. Da, astăzi, din păcate, nu mai sunt cozi la librării. Uite, ne-am bucurat să vedem coadă la expoziția lui Brâncuș, că tot ne referim de Timișoara Capitală, la Timișoara Capitală Culturală Europeană. A fost într-o zi, miercurea, parcă nu se plătea biletul și atunci s-a făcut o coadă imensă în Timișoara. Foarte mulți români și-au dorit să ajungă să vadă această minunată expoziție. M-aș întoarce puțin, că spui, sigur, comunismul sălbatic de care a avut parte România în ultimii ani de comunism, înainte de Revoluția din 1990. Dar ce s-a întâmplat după 1990, când tot ce au construit înaintașii noștri, comuniști sau nu, a fost distrus, a fost prădat? Românii aceștia... În primul rând, aș vrea să fac o mențiune: comunismul sălbatic n-a fost în ultima parte neapărat, a fost la început. Nu știu, eu mi-aduc aminte comunismul sălbatic a fost în prima perioadă. În ultima perioadă a fost o perioadă cumva de lipsă, de efectiv lipsuri, populația s-a confruntat cu multe lipsuri, care n-au fost cumva, lipsurile acestea n-au fost la același nivel în întreaga perioadă. De exemplu, în anii, 60-70, la începutul anilor 70, sub nicio formă nu era penurie de benzină, de motorină, de... Erau lucrurile astea. Să ne întoarcem la basic, la cartela pentru pâine, pentru ulei. Da, la asta mă refer. Ultimii ani, clar, ultima perioadă... Au fost dramatici pentru foarte multe familii. Aveau atunci relativ destui bani sau suficienți bani, că nu aveau ce să facă cu ei. Dar revenind la cei care cumva au distrus industrie, economia României în anii de după Revoluție, știm cu toții cum s-a vândut tot ce s-a putut vinde, s-a dezmembrat. Dacă dumneavoastră sau unii dintre ascultătorii postului Radio Reșița au câteva momente și ar putea să se uite în toate revoluțiile, aproape toate revoluțiile la nivel
mondial, toate au fost așa. Niciunde n-a fost. Este un efect? Este, deci e de fapt pentru a instaura o nouă lume, trebuie să distrugi o lume. Asta se întâmplă. Efectiv, pentru dacă vrei să o faci așa într-un mod revoluționar, uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat în Franța, cu căderea Bastiliei. Eu unul nu pot să-mi scot din minte vis-a-vis de Franța și de Revoluția franceză, de exemplu, ei au venit cu niște idei novatoare. Egalitate, fraternitate, libertate. Și la 15 ani, la 20 de ani după ce ei proclamă aceste idei au schimbat lumea și în ziua de astăzi, din toate punctele de vedere. Lumea pe care noi o vedem, cel puțin lumea noastră, se datorează acelor idealuri ale Revoluției franceze. Napoleon Bonaparte se instaurează împărat. Deci despre ce să vorbim? Regele este omorât, nobilimea franceză este în exil, nu mai sunt pe niciunde, iar Napoleon Bonaparte, urmarea victoriilor pe câmpul de luptă, se instaurează împărat. Deci vine și el, Napoleon aduce o mulțime de schimbări din timpul, pornind de la schimbări științifice, eu știu, descifrarea hieroglifelor se datorează tot campaniilor pe care el le-a avut în Egipt și lui Champollion. Nu putea să ajungă Champollion dacă nu era Napoleon Bonaparte și acea campanie din Egipt. Și el se instaurează. Dar nu e vorba doar de Napoleon. Din păcate, cumva, după o astfel de revoluție e destul de greu. Am citit un document și aici nu e vorba despre o revoluție, ci este vorba de o perioadă de după revoluție. Trecuse 1918, trecuse Alba Iulia, deja aveam România Mare, românii toți erau reuniți într-un singur stat, soarele răsărea de la București pentru toți românii și am citit un document vis-a-vis de un bănățean, nu mai știu cum îl cheamă, mi-a trecut incidental prin mână, din Valea Almujului. Deci era în perioada interbelică, deja anii 20 ai secolului trecut. Ăsta ce credeți că dorea? Să dea foc la arhiva cărții funciare din Bozovici, ca să ardă pur și simplu evidența proprietăților. Vedeți, fiecare are interese economice. După revoluție, cumva, să vii după 40 și ceva de ani de comunism, păi uitați-vă la ceea ce se întâmplă în Coreea de Nord. Citiți cărți să vedeți care este situația cu adevărat acolo în Coreea de Nord, ca să ne dăm seama și să zicem mulțumim că suntem în România. Și vis-a-vis de ceea ce m-ați întrebat, că e bine, că e rău, ceea ce s-a întâmplat după Revoluție, nu cred că mai putem să dăm timpul înapoi. Poate am putea să facem ceva, să învățăm din asta. Și să învățăm, am putea cumva să direcționăm, să controlăm ca așa ceva să nu se mai întâmple. Eu mi-aduc aminte, că vreau să vă zic neapărat să vă spun lucrul ăsta, cum s-au dărâmat clădirile CAP-urilor. Fiecare, în satul de unde eu mă trag și familia mea, ai mei au intrat în CAP, le-au luat, eu știu, cai, plug, tot ce au avut așa, ca utilaj agricol, un cazan de răchie mare le-au luat. Cu ce ne-am ales? Cu vreo 200 de cărămizi și cu 3 grinzi. Aia am primit. Poate ar fi fost și niște țigle. Deci despre asta vorbim. Și la rândul nostru, noi suntem niște factori care, așa, vrând să schimbăm, să recuperăm sau să primim o răsplătire pentru ceea ce s-a întâmplat, distrugem la rândul nostru. Din păcate. Patriotismul se învață sau te naști patriot? În mod sigur, în momentul în care iubești, n-ai cum să fii altfel. Și vreau să vă spun, din Fârliug, unul dintre cei care a creat România Mare, pe nume Octavian Fârlugean. Omul a fost în domeniul militar prima oară în Austro-Ungaria și apoi în România. Familia din care provenea nu era o familie săracă. Familia Furlugeanu din Fârliug aveau ceva proprietăți și rețin, mi-a rămas cumva în minte ideea, omul și-a scris memoriile, dacă nu mă înșel se păstrează la Muzeul Unirii de la Alba Iulia memoriile lui Octavian Furlugeanu, spune în felul următor, bunica lui nu voia să-l vadă, spune el așa între ghilimele, citez, tocmind, bătând palma pentru vite prin târgul și bând adălmașul. Asta spune. Deci bunica lui, care era cumva înclinată spre cercurile austro-ungare, maghiare, nu voia să-l știe, deși oamenii aveau ceva proprietăți, aveau afacere
aveau afaceri la Fârliug. Și îi determină, bunica insistă, are un cuvânt de zis în familia respectivă și îl trimit undeva în pusta maghiară, la o școală militară maghiară, în Ungaria, Austro-Ungaria, partea de Ungaria. Și acolo spunea el, cu cine a fost coleg, zice, era undeva la 58-60 de români, 58-60 de maghiari, de germani, 30 și ceva de evrei, 2 sârbi și un bulgar, ăștia erau colegii lui. Când pleacă de acasă, bunica îl trimite și zice, du-te acolo să faci cătană ungurească, să ai, zice, să fii îmbrăcat cu acele haine strălucitoare, cumva, iar mama sa îi dă un medalion sau ceva pe care scrie în felul următor, zice, mama ta când te-a legănat și te-a lăptat, nu mai știu cuvântul, este cuvântul maghiar pentru liniște, zice, nu ți-a zis, cuvântul e liniște în maghiară, ci ți-a zis taci. Iar, vedeți, e o luptă. Unii, bunica, l-ar fi vrut să nu fie, deși nu erau oameni săraci, erau oameni cu posibilități înainte de 1900 sau chiar în primii ani de după 1900. Și mama e o forță în cadrul aceleiași familii. Bunica cumva îl împinge spre funcții, spre o poziție, spre o carieră militară în cadrul Austro-Ungariei și mama îi spune, zice, vezi că eu când te-am legănat și când te-am alăptat, zice, ți-am zis în românește, taci. Mi-ar plăcea să mai continuăm dialogul. Din păcate, nu se poate. Timpul alocat acestei întâlniri a ajuns la final, dar n-aș vrea, înainte de a ne lua la revedere, să tragem o concluzie. Ce ar trebui să facem să fim buni români și să iubim România cu adevărat? Să știm și să simțim asta în fiecare zi, nu doar pe 1 decembrie. Cred că ar trebui să privim înapoi, în primul și în primul rând. Ar trebui să fim ancorați în ceea ce s-a întâmplat. Și cred că ar trebui să învățăm. Mulțumesc! Mulțumesc. Ovidiu Roșu, directorul arhivelor din Caransebeș, un interlocutor de mare calitate. Mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai venit astăzi alături de noi. Dragii mei, încă o dată, la mulți ani, rămâneți pe frecvențe, pentru că Radio România Reșița este un post al vostru, al românilor, al tuturor, al celor care ați ales să gândiți și să simțiți românește. Rămâneți pe frecvență. Mulțumesc!